La Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. La tine, Doamne, slăbăție, să luăm aminte. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul lui. Iar Marta se selea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești pentru multe că slujești, dar un singur lucru trebuie. Deci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis, fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pietrul la care ai sub. Iar el i-a zis, așa este, dar fericit sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Slavăție, Doamne, slavăție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne!